Bun găsit, dragi telespectatori! Astăzi vom afla povestea unui monument din secolul XV. Vă invit să descoperim împreună secretele casei Matia. O clădire din piatră în care trăia un viticultor bogat a ajuns în anii 1400 locul despre care toată lumea vorbea în cetatea veche. Speculațiile curgeau gârlă, bârfele făceau deliciul întâlnirilor la colț de stradă. Și asta pentru că într-o cameră de la parterul casei, în secret, o mamă a dat naștere unui băiețel cu sânge albastru. Domnule profesor, această casă e una din cele mai vechi din Cluj, când a fost construită și în ce scop? Deci ca și casă de locuit este cea mai veche. Ca și clădire nu este cea mai veche. Avem chiar în preajmă cea mai veche clădire, vechiul turn de unde este astăzi, lângă Fulton, lângă Hotel Fulton. Casa, îi spunem Casa Matia sau Casa Matei în limba română. E o disociere între cele două nume, onomastica lor. Matia reprezintă apostolul Matia care l-a înlocuit pe Iuda, iar Matei este evanghelistul. În confesiunea romano-catolică, Matia este sărbat în 24 februarie și nu aiurea numele și data de naștere a celebrului rege, de care vom și vorbi astăzi, este 23 februarie 1443. Mai există și o variantă cu 1440 sau varianta care este scrisă în limba maghiară pe una dintre plachetele de pe casă, care amintește 27 martie 1443. Deci vedem ce relativă e istoria, apropo de statistică ce am vorbit de ieri. Casa nu aparținea marelui rege și aici o poveste foarte drăguță și interesantă să spun cum s-a născut el aici în casa unui bogat viticultor numit Mehfi Iacob, era sas, deci german de origine, și casa era o casă de piatră. Nota bene, în secolul al XV-lea, de când vorbim acum, mijlocul secolului al XV-lea, majoritatea caselor din Cluj erau din lemn. Deci dacă avea o casă din piatră, arăta un statut social superior. Legenda spune, după Caspar Heltoi, vorbim, Caspar Helt era numele, tot sas era, o figură reprezentativă a Clujului, de care poate o să discutăm cu altă ocazie, mai ales că, virgulă, casa lui era chiar aici, în preajmă, la o rugătură de băți, a lui Caspar Heltoi. Ce spune? Că Erzsébet Szilágyi sau Elisabeta Szilágyi, soția lui Iancu de Cunedoara sau îi mai spune Iancu Corvin, îi spunem noi, sau a venit din Zalău și durerile facerii au prins-o în această zonă a Clujului și a născut în această casă, în încăperea prima din stânga, cum intrăm pe portalul pe care se vede probabil în imagine, care este un portal original în stil gotic, o să discutăm amândoi. Așa spune legenda, că este, deci, după această fereastră, care este în stânga, este o daie și în secolul al XVIII-lea era și inscripționat acolo, în limba latină, faptul că Marele Rege s-a născut acolo. Mai este o variantă, el, Matias, ar fi putut naște în mănăstirea Bisericii Dominicane sau actuale franciscare, de care am vorbit primul serial. A fost o ipoteză și acolo, pentru că nu aiurea este și sala Matei Corvin sau Matia Corvin, și datorită faptului că a frecventat acea școală. Acum se pare că adevărul este altul. Asta e legenda. Adevărul este că în acea perioadă Clujul îi se luase statutul de oraș liber, foarte multe prerogative și privilegii datorită faptului că locuitorii săi au participat la răscoala de la Bobâna din 1437-1438. Clujul s-a aliat cu, încă nu era guvernator al Transilvaniei, fusese Iancu de Cunedoara. Iancu de Cunedoara sau Iancu Corvin, cum mai este cunoscut, dar o să vedem noi cu legenda cu Corbu și cu Corvin, avea tot interesul să ceară sprijinul clujenilor. În general, conducătorii statelor feudale se sprijineau pe orășeni, pentru că aici era factorul de progres al societății în cadrul orașelor. Mă refer la burghezi cu sensul de meșteșugari și la negustori. Deci era un interes reciproc și mai ales că exista un război civil în care Iancu de Hunedoara îl sprijinea pe un reprezentant a familiei Iagelo, ceilalți reprezentau interesele familiei de Habsburg, foarte multă nobilime din Transilvania și populație. Și atunci, ca să fie mai sigur că el era într-o campanie, campania cea lungă din 1443, să fie mai sigur, și-a adus soția aici, în Cluj, și
să spunem între ghilimele, a cazat-o în casa, care purta numărul 258, iar strada se numea Sfântul Spirit sau Bunul Spirit. Deci strada atunci era strada Bunul Spirit, numărul 258, o poziție extrem de favorabilă, pentru că la o rugătură de bes, repet acest cuvânt, nu știu de ce, că îmi place, foarte în apropiere, este intrarea, acea poartă de intrare principală a Clujului. Deci să fie o casă în buricul târgului era numai casa unui om extrem de bogat. Și arăta așa, adică avea un etaj? Nu arăta așa, foarte bună întrebare. Sigur, ceea ce vedem acum este în urma foarte multor restaurări. Nu arăta așa. Casa originală se afla unde vedeți poarta cu arc frânt, care este original, mă refer la încadramentul, este original. Era o casă din piatră și cu un etaj. Era cu un etaj, dar era mult mai îngustă. Ce vedem pe partea dreaptă și pe partea stângă sunt case adăugite ulterior. Și de ce? Pentru că Marele Rege, având în vedere că s-a născut în această casă, a scutit-o de impozite și atunci urmașii celor care... El a dat această libertate, între ghilimele, adică acest prerogativ sau acest privilegiu ginerelui lui McFeacop, care era căsătorit cu Ursula, fata sa, Ștefan Kolb, și el a lăsat acest privilegiu urmașilor. Dar ce se întâmplă? În secolul al XVII-lea, casa este cumpărată de o familie a unui consilier al Clujului, Covaci. Ăsta cere ajutorul principelui, care era Racoții al II-lea. Racoții al II-lea, principele Gheorghe Racoții al II-lea, în 1649, întărește acest privilegiu nu numai pentru proprietar, un nou proprietar, ci și pentru casă, de să fie scutită de impozite. Deci era foarte vânată această casă, care a mai aparținut familiei Ferenții. Până la urmă, ultimul proprietar a fost o doamnă, să spunem așa, Io Borbala, sau Borbala, în limba maghiară, să mă scuze telespectatorii de limba maghiară că nu pronunț prea grozav cuvintele, și a vândut-o orașului Cluj. Dacă zidurile casei Matia ar putea vorbi, cu siguranță ar dezvălui câteva istorii zbuciumate care s-au petrecut în decurs de 400 de ani. În camerele cu boltă își găseau refugiul călători osteniți care veneau în vizită în Cluj, artiști celebri ce căutau liniște și inspirație, dar și deținuți care își așteptau sentința. Casa a suferit numeroase transformări în funcție de regimul politic și nu numai. Unii spun din 1740, alții spun că înainte de 1740, nu cred că are mare importanță. Oricum, ea devine un han, pe urmă devine un spital și pe urmă devine un fel de închisoare, dar era o închisoare de tranzit, în care erau trecuți așa prin filtru deținuți, în general deținuți politici, și unul dintre deținuții celebri a fost un istoric celebru al Clujului, Kővári László, care are casa în apropiere, lângă, vis-a-vis de Muzeul de Istorie, care a fost aici deținut o perioadă de timp. Ce se întâmplă? Casa va intra în componența unităților militare habsburgice. Deci, cât timp a fost închisoare? Închisoarea a fost o perioadă destul de lungă, acum să zic cât timp, până la mijlocul secolului al XIX-lea, când devine spital militar al honvezilor în timpul Revoluției de la 1848. După aceea este unitate militară și în urma unei vizite a unui împărat, de data asta vorbim de împăratul Austro-Ungariei. Deci împăratul Austro-Ungariei avea și titlul de împărat al Austriei și rege al Ungariei. Și el face prima vizită în Cluj în 1887, mai va avea una în 1895. Și când vede această casă pe care clujenii o preamăreau ca fiind casa de naștere a marelui rege, văzând în ce stare deplorabilă este, le-a arătat puțin obrazul. Păi cum se poate, domnilor, ca o personalitate de rangul acesta să... casa în care s-a născut să arate în halul acesta. Dar asta a fost în 1887, când el a tras atenția. Înainte încă, în 1881, un viitor primar al Clujului, Carui Haller, care făcea parte dintr-o familie celebră venită din Sibiu, a mai dat un primar Clujului, nepotul său Gustav, a propus Asociației Istoricilor: domnilor, să refacem această casă a Marelui Rege. Bineînțeles, lipsa de bani, s-a mai
făcut o cerere în 1882. Redevine un cult al regelui. De ce? În 1867 are loc un boom național în toată Europa și după compromisul dintre aristocrația maghiară și cea austriacă, naționalismul maghiar ținea mult de figura marelui rege. La cât timp după nașterea regelui a fost numită casa după el, când a apărut Plăcuța? Deci cam după 400 de ani. Plăcuța care o vezi, prima din stânga, că sunt două plăci. Una este cea mai recentă din 1996, pusă în cadrul administrației Gheorghe Funar. Prima reflectă acea vizita lui Franz Josef din 1887. Pe ea vezi inscripționat anul 1888 pe placă, dar de fapt s-a pus în 1889, cu un an mai târziu. Deci din 1889 vorbim de Casa Matia. Pentru că inițial, să spun un lucru, după ce ea cade într-o derizorie, cum să zic, poate cuvântul e mai pretențios, este lăsată de izbeliște, mai bine spus. La un moment dat a fost să nu se dărâme pereții, s-au pus proptele în sensul bun, nu în sensul celălalt al cuvântului. Sigur, în memoria clujenilor nu a rămas atât de viabilă, dar ulterior această casă a intrat în memoria clujenilor, mai ales la finele secolului XIX, când se numește Casa Matia. În secolul XVIII a uitat foarte mulți clujeni, sau în secolul XVII. Să știi că în general populația sau oamenii, marea lor majoritate au memorie scurtă, nu-și mai amintesc. Depinde. A intrat în vogă în această perioadă. Și ți-am zis de ce? Datorită acestei efervescențe naționaliste și mai ales faptul că în 1896 urma să se celebreze în Ungaria Millennium, adică 1000 de ani de la venirea maghiarilor în Europa și în țara în care ei locuiesc și astăzi. Deci s-au făcut o serie de evenimente, dar primul lucru, culmea ironiei, s-a făcut un concurs pentru a se realiza un ansamblu ecvestru a marelui rege al Ungariei și în urma acestui concurs în 1894 au fost 7 machete. Baza statuii lui Matia Corvina, marelui rege, imediat o să vorbim și despre puține date biografice despre el, s-a pus în 1896 și mult mai târziu, în 1899, a fost restaurată această casă, dar nota bene, a fost restaurată în stil secesion, adică elementele gotice din secolul XV, elementele renascentiste din secolul al XVI-lea, XVII-lea, elementele baroce au cam dispărut. Dar a fost un hazard că în timpul celui de-al doilea război mondial, Coș Carl, îi numele s-au adevărat Coș Carl, celebru arhitect născut în Timișoara al Clojului, reface clădirea în stilul original. Un lucru se mai adaugă, această plachetă de care am vorbit eu, care amintește de vizita împăratului din 23 septembrie 1883, a fost proiectată de marele arhitect al Clujului, Lajos Pakei, sau Pakei Lajos, și de Zola, un sculptor celebru, George Zola, un sculptor celebru acelei vremi, sau vremuri. După această dată au mai avut loc și în perioada comunistă restaurări ale casei, în 1956-57, 64-65, 76-78, s-au schimbat funcționabilitatea sărilor, pentru că acum n-aș putea să spun câte săli sunt funcționabile, marea lor majoritate sunt săli de curs. Dar ceea ce vedem noi acum este un ansamblu de trei case. Această casă, în dreptul căreia ne aflăm acum, era casa din estul casei originale, făcută cu 150 de ani mai târziu, iar cealaltă casă era ceva mai recentă, să spun așa, dar tot construită după casa originală a lui McPhee. Dacă vrei să mă întreb când a fost realizată casa lui McPhee, ea a fost realizată la începutul secolului al XV-lea, deci ea era o prezență viabilă a Clujului, mai ales că era construită din piatră. Legende, povești, intrigi și conspirații, toate au bântuit sute de ani Casa Matia. De fiecare casă are poate secretele ei. Ce se știe despre Casa Matia? Ei, acum să-ți mai spun tot așa istoric, ce se știe? Deci Casa Matia, după al doilea război mondial, devine o școală numită Maurice Gimond pentru copii cu săraci maghiari.
În 1948, școlile confesionale și școlile acestea se desființează și clădirea va intra în custodia Universității nou înființate Buioi, care îi va da o funcțiune de artă. Deci inițial a fost aici un institut de artă în limba maghiară. Ulterior s-a dat Institutului de Artă Ion Andreescu, ca astăzi să se numească Universitatea de Artă și Design. Aici și-au făcut ucenicia o serie de mari sculptori și pictori ai Clujului și nu numai, nu are rost să enumerăm. Unul dintre ei era Romulus Ladea, mai era Capitan și alții, nu are rost să enumerăm toți marii artiști ai Clujului. Povești, acum dacă vrei să-ți inventezi eventual o poveste, sigur, probabil că sunt. Acum ce vreau să iasă, nu e poveste, jos în sala mare care era la parter, în perioada comună, asta tot pot spune ca martor ocular, era o discotecă făcută într-o perioadă foarte frecventată. Sincer să fiu, atunci nu știam că a fost o sală, un beci realizat în timpul sau după Matia Corvin. Clujul are foarte multe astfel de construcții care, atenție, nota bene, că și aici în cazul ăsta este valabil, avea o temperatură constantă de 4 grade. De ce? Pentru că nu existau frigidere și atunci temperatura era constantă, erau construite în stilul acesta. Deci știau să construiască în stilul acesta. Acum, probabil îți anticipez o întrebare, câte ceva de viața lui Matia Corvin, aici sunt și legende, și cum Matia Corvin a ajuns el rege al Ungariei. A vizitat vreodată această casă? De 3 ori a vizitat în Clujul, în 1400, deci documentele ce le spun, bună întrebare, aici pot să-ți răspund exact, în 1467, când dă și un act prin care scutește, deci actul de care scutește casa de impozite și arată, descrie, zice, casa se află în fața intrării cetății vechi. Pentru că vreau să spun, în 1405, datorită unui decret, între ghilimele spus, dat de regele împărat Sigismund de Luxemburg, Clujul și-a extins hotarele la o suprafață de 45 de hectare. Și de-aia a spus asta. El, în actul emis, amintește lucrul acesta. Lucrul amintit și de Gaspar Heltoi, că astfel am putut noi identifica această casă. Că altfel puteam liniștit să zicem că e hotelul Fulton de astăzi sau oricare altă casă. Și a mai fost odată în 1471. El a fost a fost și forța de împrejurări, pentru că au avut loc niște răscoale împotriva lui, răscoale ale nobilimii. Și se pare, unii spun că locuitorii Clujului ar fi fost participanți la acest complot, alții nu. Oricum, el nu a pedepsit Clujul, în schimb a pedepsit mănăstirea benedictină din Cluj, Mănăștur, care i-a dărâmat toate zidurile, pentru că această mănăstire sau abatele său a participat la această răscoală realizată de nobilimea maghiară. Nobilimea maghiară care era nemulțumită că, dintr-un punct de vedere, de politica autoritară dusă de rege și de faptul că el nu era dintr-o familie extraordinar de mare domnitoare a Europei. Deci nu avea un sânge albastru pur, cum se spune într-un limbaj mai neacademic, ca să înțelegi. Dar autoritatea lui s-a făcut simțită și nu numai datorită, în timpul său, regatul maghiar a atins apogeul întinderii teritoriale, asta e un lucru demn de relevat, și în primul rând era cunoscut de clujeni și numai Matia cel Drept. De fapt, ceea ce vedem noi în traducere pe placheta scrisă în limba maghiară fixată în 1889, scrie Matia cel Drept. Și este o legendă cu el, o legendă, cum să zic, legată tot de acest eveniment ce ți l-am zis înainte de pedepsirea nobilimii. Spune că a venit cu armata împotriva nobilor și și-a așezat tabăra la Gilău. Și ca să vadă care este starea de spirit în Cluj, a venit incognito, se spune că obișnuia treaba asta, vezi Cuza la noi, Alexandru Ioan Cuza, dar mult mai târziu, și a intrat ca un student în oraș să vadă care este dreptate, care este pulsul orașului. Când a intrat în oraș, a văzut o serie de oameni mai sărmani cărând bușteni. Și el a dat un ordin ca lumea liberă, oamenii liberi, indiferent că sunt bogați sau săraci, să nu fie forțați să lucreze. Și ei lucrau pentru judele Clujului. Când a întrebat lucrul acesta, a mai luat și niște biciuri. Și a fost legat și a fost forțat să lucreze, să care lemne pentru acest jude al Clujului. Bineînțeles, fără să fie plătit. Bineînțeles, da, a fost plătit, a fost bătut și a fost biciuit. Ce se întâmplă? Aici legenda spune că această casă
era unde, bine, legenda spune, unde este astăzi confluența străzii Hermann Oberth, fosta Minoriților, fostă Tomis, cu strada actuală Ion Cebrăteanu, fosta stradă 23 august. Este, de fapt, astăzi este o casă din secolul al XVIII-lea acolo, a aurarului Clujului, Ujeli Gabor, dar asta n-are importanță, și scrie 1724-25, o să discutăm, uitați, această casă, și străzii zicându-se strada regelui. Posibil să fi fost o altă casă în acea perioadă, că în memoria clujenilor ea apare, dar ce este important? Ca să aibă dovadă, Matia a notat cu o cretă, se spune, o să mă întreb de unde e cretă, probabil nu era cretă, dar ceva, a scrijerit pe trei bușteni, ia uitați-vă unde e dreptatea regelui Matia. Bun, el este eliberat, ajunge în tabăra lui, intră a doua zi cu alaiul în cetate, intră pe Cluj și a spus, domne, nu sunt probleme din punct de vedere al conspirației, dar să vedem cum se parte dreptatea. Și le-a pe jude la întrebări. El spune, jură pe rai, jură pe orice că respectă dreptatea, atunci Matia pune niște oștendai săi să identifice ceea ce a scris el pe acei bușteni și bineînțeles că îl pedepsește pe jude exemplar, adică ia capul. Scurt, să știi că pedepsele în evul mediu erau extrem de drastice. Matia a ajuns rege din întâmplare, în mod normal, avea un frate mai mare, Ladislau, care el trebuia să fie în mod cronologic. Ce se întâmplă? Iancu de Hunedoara sau Iancu Corvin moare în 1456 de ciumă la Zemun, când a apărat cu succes Belgradul, dar urmașul său, Ladislau, a luat unul dintre rivalii lui Iancu, pentru că conspirații erau și în timpul vieții marelui oștean, îl ucide, îl ia ostatic pe regele Ungariei de atunci, îl ține la Timișoara și în urma acestui fapt, Vladislav, regele Ungariei, Pritru și Retlic scapă și îl execută pe Ladislav, taie capul în piața centrală din Buda, în Palatul din Buda, în 1457. Matei este luat cel ostatic, Matia, dar având în vedere că era încă minor, este trimis la Praga unde stă în prizonierat. Ce se întâmplă? Acest rege Vladislav al V-lea moare. Și atunci nobilimea transilvană, sprijinită de Mihai Sechei, Silaghi, scuză-mă, care era unchiul său și de mama sa, îl împing între ghilimele pe Matia să obțină tronul regatului maghiar. Aici aș dori să vă spun un lucru, numele acesta de Corvin, de unde provine, aici sunt mai multe variante, unii spun acea legendă cu Iancu, când era copil, de mergea la reședința regelui Sigismund de regele Sigismund de Luxemburg, un corb îi răpește inelul, dat de Sigismund, se spune, și el îl recuperează săgetând corbul și de aceea emblema și numele devine Corvin. De fapt, el în documentele este cunoscut Iancu de Hunedoara sau în limba maghiară Hunia Diano și nu-i se spune Corvin. Mai există o legendă inventată de Antonio Bonfini, că tot îți plac poveștile, care spunea că se trage dintr-o veche familie romană Corvina. Și mai există un fapt care se poate să fie edificator și relevant, că această familie a lui Iancu de Hunedoara deținea o moșie care se numea La Corbi, în traducere din limba maghiară. Deci numele poate să provină din toate aceste trei variante. Oricum, în timpul vieții nu era cunoscut, Iancu nu știa de numele de Corvin. Și casa Matia are anumite simboluri, de exemplu, statuetele dinăuntru. Ce simbolizează? Aici îmi pui o întrebare edificatoare, dar trebuie să-ți răspund onest. Din păcate, când a fost în 1902, această casă a avut și funcționalitatea de muzeu al Societății Carpatine sau Societatea Carpatine Muzeală, care a fost înființată în 12 octombrie 1902, când a fost inaugurat și ansamblu statual al lui Matia Corvin. Acest muzeu etnografic, balneologic, avea o serie de exponate și avea și machetele concursului statuii realizate de Ianoș Fadu, 7 machete, și avea 2 camere în care existau artefacte și obiecte care aparțineau marelui rege. Astăzi ele nu există. Deci noi iar îi spunem, culmea ironiei, casa Matia, numai dintr-o, cum să zic, o memorare istorică, dar dacă intri înăuntru ea, ea aparține acum Universității de Artă și Design, nu există un obiect relevant pentru a-i descrie viața marelui rege, care, să nu uităm, nota bene, a fost un umanist celebru, a fost un poliglot, cunoștea o serie de limbi străine, avea o bibliotecă remarcabilă, cunosc Corvinia sau Corvinium, care era a doua bibliotecă din lume,
în lumea europeană, mă refer, în afară de Biblioteca Papală. Și această bibliotecă celebră, care avea peste 3000 de cărți, să-ți spun că mai mult, cu o serie de incunabile, incunabile primele tipărituri din secolul XV, a fost risipită.